Potrivit tradiției, în cea de-a doua zi a Sfintelor Paști, în mijlocul credincioșilor din Jibou, s-a aflat preasfințitul părinte Petroniu, episcopul Sălajului. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica Sfântul Proroc Daniel și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și a hirotonit un preot pe seama parohiei Fodora. După o tradiție mai veche deja de 20 de ani, în cea de-a doua zi de Sfintele Paști, mă aflu în Jibou, unde am săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie în biserica cu hramurile Sfântul Proroc Daniel și Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, iar în cadrul Sfintei Liturghie am hirotonit și un preot. Bunul Dumnezeu și de vrednicilor preoți de aici, precum și bunul credincios în această parohie. Piatra de temelie a lăcașului de cult a fost pusă în data de 16 iunie 1991, iar în 23 aprilie 2002, paraclisul de la demisolul bisericii a fost sfințit, primindu-l ocrotitor pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe. Ne-am bucurat de învierea din morți a Domnului nostru Iisus Hristos, iar astăzi, a doua zi de Paști, această bucurie s-a suplimentat prin săvârșirea Sfintei și Dumnezeiești Liturghii Arherești de către preasfântul nostru episcop Petroniu al Sălajului, căruia îi mulțumim din suflet pentru toate și îl mai așteptăm și cu alte ocazii. Lăcașul de cult a fost sfințit în data de 15 septembrie 2013 de preafericitul părinte patriarh Daniel, împreună cu un alt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului și cu preasfințitul părinte Petroniu. Sfântul proroc Daniel a fost proclamat atunci ocrotitorul orașului Jibou.